Bună ziua tuturor și bine ați revenit la un nou videoclip. De această dată avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Și uite că de această dată și razele soarelui sunt de partea noastră. Și să sperăm că ne dă doar vești bune. Sper că v-ați ales varianta, iar eu voi începe cu prima variantă și să vedem ce gândește persoana în legătură cu voi. Și Mauzi, se pare că e și ea prezentă pe aici, ne dă și ea câte un semnal, deci este bine. Bun, păi în primul rând aici încep prin a spune că avem zodia Pești, Balanță, Gemeni, avem zodia Leu, avem zodie Cornute, cum ar fi Capricorn, Taur, Berbec. Da, ei sunt destul de multe zodii. Mai avem cifrele 21, 6, 7, 9, 10, ce înseamnă pentru voi. Pentru fiecare dintre voi înseamnă altceva, țineți cont că sunt etalări generale, nu personale și nu vi se poate potrivi tuturor. În legătură cu ceea ce își dorește persoana voastră dragă sau persoana la care voi v-ați gândit să facă pe mai departe în legătură cu voi, cu relația voastră, păi în primul rând această persoană își dorește să schimbe lucrurile. Consideră că trebuie să schimbe ceva sau poate că chiar voi i-ați spus că trebuie să schimbe ceva în această relație dacă vrea ca lucrurile să meargă pe mai departe, dacă vrea ca aceste lucrurile dintre voi doi să funcționeze și așa mai departe. Pe lângă asta, chiar dacă această persoană își dorește destul de mult să schimbe lucrurile, în același timp se simte și destul de blocată în a face acum acești pași de schimbare. Însă, trebuie să fiți destul de atenți, atente. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul în care această persoană revine la voi sau vine să își spună părerea, vine cu acel aer de autoritate. Ca și cum el e stăpânul și voi trebuie să faceți ce spune el sau ea. Vine cu acel aer de autocontrol. Își dorește să controleze totul, își dorește să știe pe unde mergeți, ce faceți, cu cine vorbiți, dacă se poate inclusiv și câți bani câștigați, pe cei cheltuiți și așa mai departe. Adică aici nu este vorba de un control doar pe partea de, nu știu, că este gelos, geloasă, e vorba inclusiv de a avea această autoritate din toate punctele de vedere. Bineînțeles că acest lucru pe voi vă deranjează. De ce? Pentru că acest control al acestei persoane este un control destul de toxic, este un control care vă face rău. Voi, bineînțeles că veți avea niște discuții destul de dure cu această persoană din cauza acestui control, din cauza acestei posesivități pe care această persoană dorește să o aibă în legătură cu voi, după care voi îi expuneți destul de clar acestei persoane, stai puțin că lucrurile nu sunt chiar așa. De ce? Pentru că aici, din câte văd, voi nu sunteți acel gen de persoană care să depindeți de cineva. Voi sunteți acel gen de persoană care sunteți independentă din punct de vedere financiar, în primul rând, dar sunteți și o persoană destul de deschisă. Sunteți o persoană deschisă la compromisuri, sunteți o persoană care deschisă în sensul că întotdeauna veniți în ajutorul persoanelor din jurul vostru. Și n-ar fi nimic exclus ca aici să fie și în această relație vorba despre așa ceva, în sensul că ați întâlnit această persoană, ați venit în întâmpinarea sa,
Voi cumva, până în acest moment, v-ați creat sau ați crezut că sunteți acel om în rol de salvator, că puteți salva pe toată lumea. Însă, ceea ce este important de înțeles în acest caz este faptul că, în primul rând, trebuie să vă salvați pe voi, pentru că altfel nu puteți să-i salvați pe cei din jurul vostru. Iar aici, în această situație, dacă într-adevăr vă doriți ca această relație să meargă mai departe, păi, în primul rând, trebuie să aveți o discuție destul de serioasă cu această persoană, să-i spuneți punctul vostru de vedere, să-i spuneți ce vă deranjează, ce nu vă deranjează, ce vreți să se întâmple pe mai departe în relația cu voi și dacă persoana este de acord cu ceea ce propuneți, bineînțeles, puteți continua această relație. Dar dacă nu, e clar că undeva trebuie să impuneți niște limite și, de ce nu, aceste limite să îi le impuneți și acestei persoane. Din câte văd eu aici, această relație, această situație, cum vreți voi să o numiți, nu o văd să se termine în acest moment. De ce? Pentru că, așa cum am spus, indiferent cât această persoană își dorește să se impună, își dorește să vină cu această autoritate spre voi, voi aveți suficientă putere încât să îi țineți piept, încât să-i faceți față și nu doar atât, dar așa cum am spus până acum, voi ați fost în rol de salvator. Acum deja ați depășit această perioada, acest rol și acum vreți ca lucrurile să funcționeze atât pentru voi cât și pentru ceilalți. Și așa cum voi îi ajutați pe ceilalți, așa cum voi sunteți empatici cu ceilalți, acum începeți ușor, ușor să deveniți ușor egoist sau egoistă, dar nu într-un sens negativ, ci într-un sens ca nimeni să nu vă mai calce în picioare, chiar dacă până în acest moment v-ați cam lăsat călcați sau călcate în picioare de toată lumea. Bineînțeles că, așa cum am spus, dacă această persoană până la urmă va înțelege ce vreți voi să-i transmiteți, bineînțeles că nu va fi ușor și nu va înțelege foarte repede, dar decât să vă piardă, mai bine preferă să facă lucrurile așa cum trebuie. De ce? Pentru că această persoană, din câte văd aici, nu-și dorește să vă piardă. De ce? Pentru că are frică că odată cu despărțirea definitivă de voi, bineînțeles, pierde pe toate planurile. Și atunci, această persoană va veni înspre voi cu o propunere, cu o ofertă care să facă lucrurile mult mai solide între voi doi și cumva mulțumirea să fie de ambele părți. N-ar fi nimic exclus ca la început această persoană să vă facă o propunere, dar propunerea pe care această persoană să vă facă este în sensul că, da, vrea ca să vă țină lângă el dar în același timp nu se poate întâmpla să nu ducă propunerea până la bun sfârșit, da, să vă promită ceva, dar să nu facă, să ducă la îndeplinire, ca să zic așa, sau să ducă la îndeplinire, dar într-o măsură mai mică decât ar trebui. Aici poate fi vorba, poate voi i-ați propus o stabilitate, poate i-ați propus o mutare împreună, poate i-ați spus, nu știu, să faceți anumite lucruri împreună, iar această persoană oarecum a tărăgănat lucrurile, oarecum le-a tras mai mult spre el sau spre ea. Iar voi v-ați cam săturat de situația asta, v-ați cam plictisit sau obosit, cum vreți voi să-i spuneți, de acest egoism al acestei persoane de a trage lucrurile înspre el sau înspre ea, de a face lucrurile doar în maniera sa și în favoarea sa. Da, vreți acum ca lucrurile să fie și în favoarea voastră. Și chiar dacă acestei persoane nu-i place acest lucru, va trebui să accepte că nu va avea încotro, indiferent cât de mult încearcă să tărăgâneze lucrurile. Așa cum am spus, ați ajuns voi în punctul în care ați spus, vă gândiți deja atâta timp cât sunteți independentă sau independent din punct de vedere financiar, atâta timp cât vă puteți descurca și de unul singur sau de una singură, puteți să vă descurcați și fără această persoană. Și atunci de asta este și frica acestei
persoane că vă poate pierde și atunci mai bine face lucrurile în stilul vostru. N-ar fi nimic exclus aici, ca deja să-i fi propus aceste schimbări persoanei respective, dar se poate întâmpla ca în acest moment această persoană să nu vadă că această schimbare îi este benefică și atunci să tărăgăneze puțin lucrurile, dar până la urmă tot se va da pe brazdă, cum se spune, dar primul pas pe care îl face spre voi e sub formă de autoritate. Dacă ține acest pas de autoritate spre voi, bineînțeles că va face pași în continuare, dar în momentul în care voi nu vă mai lăsați călcați sau călcate în picioare, în momentul respectiv și persoana respectivă va face pași înapoi. Deci aici contează foarte mult de tăria voastră de caracter, de tăria voastră de a pune lucrurile în ordine și chiar de a risca de a pierde această persoană, dacă este cazul. Dar din câte văd aici, nu văd încă să fie o despărțire definitivă. Poate să fie vorba despre o pauză, dar nu despre o despărțire definitivă. Bun, dar să trecem mai departe și la varianta cu numărul 2. Să vedem ce ne spune varianta cu numărul 2. Ce gândește această persoană în legătură cu voi? Am mâncat foarte multe cărți dintr-o dată. Ori voi sunteți prea nerăbdători să aflați, ori nu știu. Bun, hai să vedem. Bun. Păi, în primul rând aici încep cu zodiile de pământ. Taur, Capricorn, Fecioară, dar avem și câteva zodii de foc și câteva zodii de aer. Bineînțeles că pot fi și zodii de apă, dar sunt prea puține. Din câte văd aici, a fost vorba despre o situație de în legătură cu locul de muncă sau din punct de vedere financiar. Poate că ați lucrat împreună cu această persoană la un proiect și de acolo ați început și o relație sau poate că ați început să faceți o firmă împreună, dar la un moment dat nu v-ați mai înțeles. Mai poate fi vorba sau de faptul că ați împrumutat poate această persoană cu niște bani și nu vi-a mai dat înapoi. Deci, da, poate să fie orice de această natură. Această persoană, să știți că vă urmărește pe rețelele de socializare, nu știu de ce, aici am intuiția de a vă spune că este vorba de inițiale care predomină D, S, B, C, chiar și Z. Acum, voi știți mai bine de la ce vin aceste inițiale. Această persoană cred că se află la distanță de voi în acest moment și se gândește destul de mult ce să facă pe mai departe. Dacă să vă contacteze, dacă să nu vă contacteze și dacă vă contactează, sub ce formă vă contactează. De ce? Pentru că este destul de conștient sau conștientă că voi nu mai acceptați orice, oricând, oricum. Voi sunteți persoane inteligente, sunteți persoane care știți să bateți cu pumnul în masă atunci când este nevoie. Sunteți persoane de care pot să spun că această persoană are foarte multă nevoie. Aș putea să spun destul de clar aici faptul că această persoană, mă scuzați, chiar se gândește că nu a mai întâlnit o astfel de persoană la fel ca voi. Chiar dacă v-ați despărțit, să zicem, inclusiv de 12 ani, chiar dacă nu v-ați mai văzut absolut deloc și n-ați mai comunicat deloc,
de 12 zile, 12 săptămâni, 12 luni, 12 ani, n-are importanță. Ideea este că această persoană a rămas cu gândul la voi. O să spuneți acum, pe cum a rămas cu gândul, pentru că v-a blocat pe rețelele de socializare și așa mai departe. Gândul n-are nicio legătură cu blocatul pe rețelele de socializare. Bun. Această persoană se gândește destul de serios la o ofertă cu care să vină spre voi, la o ofertă încât să vă poată îndupleca. Pentru că, așa cum am spus, nu sunteți ușor de înduplecat. Voi sunteți, posibil, o persoană mai retrasă, o persoană mai singuratică, o persoană care nu are foarte mulți prieteni, dar o persoană foarte inteligentă. Se poate întâmpla, într-adevăr, ca voi, să, de când v-ați despărțit de această persoană, să fiți rămas singur sau singură, sau chiar dacă ați avut anumite relații, nu au funcționat așa cum ar trebui, pentru și din motivul că gândul vostru cumva a rămas la această persoană. De ce? Pentru că această persoană, când l-ați cunoscut sau ați cunoscut-o, v-a făcut să vă simțiți ca o prințesă, ca un prinț, ca un rege, ca o regină, da? Ceva de acest gen. Și atunci, cumva, gândul vostru a rămas la această persoană. Însă, să știți că la un moment dat această persoană va lua legătura cu voi, chiar dacă a trecut foarte mult timp. Speranța acestei persoane de a relua legătura cu voi încă nu a murit. Chiar dacă se spune, speranța moare ultima, dar moare. Uite că în acest caz, nu, speranța încă nu a murit și veștile de la această persoană înspre voi, într-adevăr, vin. Posibil ca aceste vești din partea acestei persoane să vină la voi în prima parte sub formă de colaborare, de a face anumite lucruri împreună, de a lucra la un proiect împreună, de a lucra la o firmă împreună. Cine știe, poate vă gândiți să vă schimbați locul de muncă și acolo unde vă veți angaja, veți întâlni reîntâlni această persoană, da? Și se reaprinde scânteia, ceva de acest gen. Poate să fie și o astfel de situație. Dacă sunteți persoane care aveți propria firmă, să zicem, și poate că această persoană vine spre voi cu un contract de colaborare. Într-adevăr, în momentul în care această persoană vine spre voi, pare destul de egoistă în sensul de a spune exact ceea ce simte și așa mai departe și ce face, dar până la urmă de deschis se va deschide. Însă, dacă înainte a fost o persoană prea egoistă pentru voi sau prea zgârcită pentru voi, acum acest egoism și această zgârcenie, bineînțeles că între timp au mai crescut. Voi sunteți persoane intuitive, sunteți persoane care aveți, pot să spun, mintea destul de deschisă, sunteți persoane care deja descrieți omul de la prima vedere, da? Deja știți și vă faceți o părere despre persoane chiar de la prima vedere, însă această persoană a crezut că nu să știți chiar atât de lucru sau nu a vrut să aibă încredere în aceste abilități ale voastre. Voi, bineînțeles, că în momentul în care veți vedea această persoană deja, chiar dacă până acum v-ați dorit să-l întâlniți, să-l vedeți, să știți ce mai face, ce nu mai face, chiar dacă nu vă mai doriți o relație în adevăratul sens al cuvântului cu această persoană, în momentul în care revedeți această persoană, nu pot să zic că neapărat vreți să-i săriți în brațe, dar ideea este că, așa cum am spus în descriere, în momentul în care vedeți această persoană și scanați această persoană din cap până în picioare, vă dați seama că nu este persoana potrivită pentru voi. Vă dați seama că, de fapt, voi vreți altceva de la viață, așteptați altceva de la persoană. Dar cumva este încă la voi, este încă dorul de această persoană. Hai să vedem cum va evolua lucrurile dintre voi, vor evolua lucrurile dintre voi și această persoană. Cum vor evolua lucrurile? Bineînțeles că nu vor evolua prea drăguț în prima parte, dar se pare că cam între 2 și 8 luni de zile lucrurile se pot schimba între voi doi și puteți trece la un alt nivel. Unii dintre voi
treceți la un alt nivel al relației, alții veți trece la o altă relație, la o altă persoană, de ce nu, și vă veți definitiva cu această persoană, în sensul că veți lăsa această persoană în totalitate în urmă. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!